cei 16 copii sunt din localitățile Arbore și Margine și au între 1 și 10 ani. Ați avut doi copii care au luat... Da. Și ce ați făcut? Unde ați mers cu ei? Ați mers la spital? La spital, am mers. N-am știut și na. Și ce v-au spus la spital? La spital, ce să zic, că o scară epatită și na, m-am internat. Asta cu dânși. V-ați speriat că n-ați auzit? Na, am speriat că n-am auzit. Inspectorii DSP au luat și probe din trei fântâni, iar rezultatele au arătat că apa nu este potabilă. Fântânile nu sunt acoperite. Toaleta, na, rudimentară, fără fosă betonată, situată la oarecare distanță, da, în condiții de precipitații, se infiltrează și ajunge totuși în fântână, pe enterococi, fel de fel de bacil și probabil, sau de la vecini, de la platformele cu gunoi, menajer. Noi am administrat până în momentul de față un număr de 80 de doze de vaccin antihepatitic de tip A contactilor acestor cazuri și am recoltat din trei fântâni probe de sanitație. Aceste analize de laborator au fost necorespunzătoare atât din punct de vedere chimic cât și bacteriologic. Localnicii au fost sfătuiți să nu mai bea apă din fântânile din cele două localități. S-a avertizat populația din zonă privind pericolul consumului de apă din aceste surse. S-a recomandat cetățenilor și din împrejurim consumul de apă fiartă, cel puțin 30 de minute, și apoi răcită. Deși situația e critică, Spitalul Municipal Rădăuț se pregătește să închidă secția de boli infecțioase, pentru că singurul medic de aici pleacă în concediu până la începutul lunii august.